Dragi prieteni, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii de astăzi, îl avem alături în Lada de Zestre, la geografie muzical-folclorică, pe tânărul interpret de muzică populară, Gabriel Lungu, slujitor al Domnului și slujitor al cântecului popular românesc. Bine te-am regăsit, Gabriel Lungu, bine ai revenit la noi, la Radio România, Antena Satelor. Vreau să îi salut în începutul emisiunii și pe toți radioascultătorii Antenei Satelor. Știu că sunt mulți cei care iubesc programele pe care voi le realizați acolo la București. Chiar și mama mea ascultă în această oră și o salut pe această cale și pe consătenii mei din Florul Icoana și pe toți cei care ne urmăresc. O salutăm și noi pe mămica ta, îi salutăm mâinile care te-au crescut. Iată ce copil sensibil și minunat a adus pe lume ca noi să ne bucurăm, să ne bucurăm de tine. Spune-ne, când vorbești despre satul copilăriei, care sunt cuvintele care îți descriu? Cred că pentru fiecare dintre noi, locul în care ne formăm ca oameni este parte din sufletul nostru. Pentru mine, satul Floru, comuna Icoana, reprezintă lumea copilăriei mele. Acolo am cunoscut pentru prima dată frumusețea cântecului popular. M-am bucurat de tot ceea ce este frumos și valoros în lumea satului, de dragostea consătenilor mei, de dragostea mamei și a bunicii mele. Și așa am ajuns să îmbrățișez acest drum, să pornesc pe acest drum al frumosului cântec popular. Cum arată raiul tău, Gabriel? Este într-adevăr o bucățică de rai, acolo la mine, la Icoana. Ca în orice colț al țării acesteia, satul meu dintre coline este unul dintre cântecele din repertoriul meu și acolo exprim toate trăirile mele sufletești. Am fost un copil simplu la țară, la sapă, la prășit, la porumb. Este un sat de câmpie cu lan de grâu, cu plaiuri întinse, de câmpie, cu flori, cu tot ceea ce este frumos acolo la noi la câmpie. Și eu propun să te ascultăm chiar acum, Gabriel. Sunt piese pe care le-am ales împreună. Da. Hai mândruță în sat la noi, ne cântă chiar acum Gabriel Lungu. Cu mult drag. Frunzulița de trifoi, hai mândruță în sat la noi. Frunzulița de trifoi, hai mândruță în sat la noi. Să vezi văile înverzite și câmpul cu flori mărunte. Să vezi vara macină lan, iarna zăpada pe deal. Când se varsă zorii, vitele în valea morii. Să vezi când se varsă zorii, vitele în valea morii. Oile-n saivan păscând, ciobanul-n fluier suflând. Oile-n saivan păscând, ciobanul-n fluier suflând. Mine, să trăim cu drag pe lume și-n zăvoi lângă fântână să facem o casă bună. Cu dragostea s-o împletim și cu dorul s-o învelim. Să privim la luna nouă și să ne scăldăm în rouă. Cu dragostea s-o împletim și cu dorul s-o învelim. Să privim la luna nouă și să ne scăldăm în roa. Odată, ea era caseta de valori, ori seiful românului. Astăzi, o păstrăm încă pentru că e legătura noastră cu trecutul.
Lada de Zestre. Un glas duios, iată invitatul meu de astăzi cu chip angelic, Gabriel Lungu. Ai revenit alături de noi, suntem la Lada de Zestre și voiam să te întreb, Gabriel, ce trebuie să știe oamenii despre tine? Ce noutăți aduci? Narcisa, pentru frumoasele gânduri, frumoasele cuvinte, mă copleșesc de fiecare dată. Tot ceea ce eu realizez pe plan artistic este din suflet și pentru suflet, pentru toți cei care iubesc frumosul, atât la biserica aici, la Drobeta Turnu Severin, la Catedrala Episcopală, unde sunt cântăreț bisericesc, cât și pe drumul cântecului popular. Am realizat două discuri cu orchestra radio, cu cântece de acolo, din vatra satului meu, și pentru că este o perioadă specială, acum postul adormirii Maicii Domnului, am imprimat și câteva cântece religioase. Aceasta este activitatea din ultima perioadă. Și trebuie să știe prietenii noștri ascultători că ești realizator de emisiuni folclorice la Radio Lumina Severin, da. Pe Cărării de Dor. Iată cât de frumos se numește emisiunea pe care tu o moderezi, Gabriel. Nu întâmplător, nu? Așa e. Gândul acesta m-a însoțit de mic copil să dăruiesc din prea plinul meu sufletesc prin toate mijloacele și iată că Dumnezeu mi-a rânduit această posibilitate să pot să realizez și emisiuni de folclor la un post de radio, să promovez ceea ce este valoros. Și într-adevăr, am două emisiuni de folclor la Radio Lumina, Autografe Populare, așa, pe care de Dor, așa cum ai spus tu, și Medalion de Interpret, o emisiune care se axează pe un singur interpret dintr-o anume zona folclorică. Te-ai mutat în Drobeta Turnu Severin. Da, din 2013. La mine acasă, acolo lângă Dunăre, se pare că îți priește aerul de acasă, de acolo. Da, și e frumos cu oameni deosebit. Sunt oameni deosebiți și eu mă bucur, Gabriel, pentru toate realizările tale și spuneai, vorbeam noi, că ești și cântăreț în strană, da? La Catedrala, da, Episcopală din Drobeta, da, Turnu Severin, cu hramul Sfântului Gheorghe, care este Gheorghe, și patronul Severinului, da. Țârcovnic, cum se spune, da, la tine, spune la noi, în Oltenia. Da, da. Este și acolo, să știi, pentru mine o mică scenă, strana, unde cânt alături de colegii mei deosebit de pregătit în ale cântatului și cu voci frumoase. Iată că și acolo pot să aduc bucurie în sufletele oamenilor. Sper, mă străduiesc să fac lucrul acesta. Gabriel, când l-ai îmbrățișat prima oară pe Dumnezeu? Când te-ai apropiat mai mult de Dumnezeu? De mic copil, mamaica mea a fost foarte credincioasă și mi-a insuflat și mie această dragoste pentru biserică. De pe la 12 ani, așa, țin-o minte mai bine, că mergeam la biserica de la mine din stat, de acolo, din Florul, de la Icoana, și mă prindeam cădelnița, ieșeam cu lumânarele ajutat pe părinte în oficierea slujbelor, iar mai apoi am ieșit la stan. Când? Și ușor, ușor, așa, am mers pe drumul acesta și din punct de vedere profesional, adică am mers la seminarul teologic de la Râmnicu Vâlcea, apoi venit la București, unde am absolvit conservatorul. Da, da. La, da, secția de muzică religioasă. Religioasă. Da. Și ai îmbinat foarte frumos și cântecul popular, iată, și faptul că îl slujești pe Dumnezeu, eu te apreciez foarte mult. Voiam să te întreb, da, cum trebuie să fie un om bun? Care este secretul? Pentru că fiecare avem și o latură, da, negativă, avem și o parte bună și o parte rea. Depinde de noi ce vrem să predomine. Cum trebuie să fie un om bun? Un om este creat de Dumnezeu bun. Dar pe parcursul vieții noastre depinde de noi, așa cum ai spus și tu,
ce hotărâm să aducem spre sufletele noastre, partea aceea bună cu care ne naștem sau partea mai puțin bună pe care o colectăm pe parcurs. Cred că dacă suntem noi înșine și nu avem răutăți față de aproapele nostru, nu ne dorim ceea ce este al celor din jur și nu suntem invidioși până la urmă de ceea ce au cei de lângă noi, nu avem cum să nu fim buni. Important este ca după noi să rămână lucruri frumoase, să ne străduim, să facem lucruri frumoase, firești, și atunci când spunem că suntem prieteni sau că suntem oameni buni, să fim în adevăratul sens al cuvântului. Cuvinte frumoase rostite de Gabriel Lungu, invitatul meu de astăzi. Mă bucur nespus că ești alături de noi. Eu mă bucur la fel și... de mână. Mulțumesc încă o dată. Voiam să te întrebăm, pentru că suntem la geografie muzicală, geografie muzicală folclorică, pe cine propui să ascultăm de la tine din județul Olt? Județul Olt are nume de referință în grădina cântecului popular, de la artiștii consacrați până la cei mai tineri. Mă gândeam la doi dintre artiștii noștri consacrați din județul Olt, Teriana Sima, Constantin Enceanu, sau dintre cei mai tineri, Emilia Dorobanțu, și Zorina Bălan. Și Zorina Bălan, da. Eu propun să o ascultăm de la tine, de acolo, din, de la Icoana. Coborâm spre Curtișoara, la Emilia Dorobanțu, da, care ne cântă chiar acum Pune Hamul Nicolae. Cu dor verde, cu dor verde, nicăl meu nu mai mă crede. Hei, că sunt și eu cu dor verde, că sunt și eu cu dor verde. Dar sunt tare amorezată și lunica nu-i sunt dragă. Și-a părul pe frunte. Când eram cu punga plină, mă ținea nica pe mână. Hop, hop, hop. Pune hamul Nicolae, să plecăm, să-i dăm bătaie, să ajungem până la nica, să-i spună vorba de-a mea. Dai cu piciu, dai, dai cu piciu, dai cu piciu, dai, bă! Neica mă, eu îl rog și el nu vrea, măi. Oh, cu parale nu geaba, mă, cu parale nu geaba, măi. Dar acum s-a golit, altă mândră și-a găsit. Gabriel, vrei să ne împărtășești și nouă din nouă tuturor prietenilor ascultători despre bogățiile voastre de acolo, peisajele frumoase din comuna ta sau din județul Olt? Da, în acest cu ce vă lăudați? Ca în orice colț al țării noastre sunt multe lucruri frumoase și valoroase. E bine, și la noi în județul Olt, din câte știu eu, și din punct de vedere istoric, din punct de vedere spiritual, dar și folcloric, sunt multe valori. Pe plan județean,
din punct de vedere istoric, aș aminti Muzeul Câmpiei Boianului, care este un parc în aer liber, aflat în localitatea Drăgănești-Olt. Muzeul Județean Olt, care este situat în Slatina, iar un punct turistic deosebit de valoros. Cetatea Suceava, care este vechea capitală a tribului dacic, situată la Corabia, de acolo de unde vine prietena și colega noastră de cântec, Marina Bălan. Sunt multe alte puncte turistice. Trebuie să ajungem și noi neapărat, pentru că nu am ajuns, și invităm și prietenii și pe prietenii ascultători. Chiar acolo, aproape de Suceava. Da, de Emilia Dorobanță, pe care am ascultat-o cu drag minutele trecute. Chiar la podul peste Olt este statuia Ecaterinei Teodoroiu, care a fost cercetată și participantă la primul război mondial. Mănăstirea Clocociov, de asemenea, este un punct de atracție turistică, dar și pentru liniștea noastră sufletească. Mai ales. Slatina. Și Mănăstirea Brâncoveni, care este chiar în comuna Brâncoveni, la vreo 20 de kilometri așa de Slatina. Așadar, avem ce vedea. Tot am vorbit de valori narcise la noi în Olt. Este un eveniment deosebit de important care se desfășoară așa la începutul toamnei la Drăgănești-Olt, și anume Festivalul Național de Doine și Balade, Ileana Constantinescu. Poartă numele unei mari interprete a cântecului nostru popular muntenesc și oltenesc, doamna Ileana Constantinescu, care de curând ne-a părăsit, Dumnezeu să o odihnească. Și acolo, la Drăgănești-Olt, Casa de Cultură îi poartă numele, Casa de Cultură Ileana Constantinescu, și Căminul Cultural din Comani, locul natal al Ilenei Constantinescu. Iată, sunt multe lucruri valoroase la noi acolo în zonă. Foarte, foarte interesant. Poate vom veni și noi la festivalul Doine și Balade. Mi-amintesc cum am participat în urmă cu mulți ani la acest festival. Și că am avut ocazia să stau pe lângă, prin preajma acestei mari doamne a cântecului popular. Un om deosebit de valoros ca interpret, dar și om natural, fire. Iată că vorbeai de frumusețea sufletească a oamenilor, cum să fim oameni buni. Dumnezeu a fost un exemplu în acest sens. Așa este. Voiam să te mai întrebăm, și prietenii noștri ți-au adresat multe gânduri și întrebări pe Facebook și prin mesaje. Cum ai reușit să stai departe de privirile ascuțite ale oamenilor? Da, atunci când ai creionat clar în sufletul tău drumul pe care vrei să-l urmezi, trebuie să treci peste toate aceste obstacole și priviri ascuțite. Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a scos în cale, în general, oameni buni, oameni care mi-au întins o mână, oameni care m-au apreciat, iar cei care nu ne apreciază sau nu apreciază ceea ce facem noi, sunt liber să o facă. Fiecare este cu drumul său și știi cum se spune, nici Dumnezeu pe Dumnezeu și nu poate să-i mulțumească pe toți, dar rămâne noi că suntem oameni. Foarte frumos ai grăit, Gabriel. Eu zic să te mai ascultăm cu un cântec. Uite, mie îmi place foarte mult cântecul acesta. De fapt, toate piesele ne plac. Crește floarea macului. Da, este un cântec de dragoste. Ca toate piesele tale. Cu un element reprezentativ de la noi din Câmpia Boianului, de la Câmpie, macul. Macul. Să te ascultăm chiar acum. Ne cântă Gabriel. Crește floarea macului. Crește floarea macului, mai mie dorul mândruții mai. Crește floarea macului, mai mie dorul mândruții mai. Și crește așa cu zor, se fac mândruții obor, și să-i pun mândri sub cap, pernuță de chilia mai. Și crește așa cu zor, se fac mândruții obor,
și să-i pun mândri sub cap, ternuțele liacme. Așa dor ce duc în mine, mi-aș dormi două, trei zile. De-așa dor ce duc în mine, mi-aș dormi două, trei zile. Și-asta numai din boiană, se fac mândri din sprânceană, cu dorul să-mi umpelesc, pe sub ochi să-mi privesc mai. Și-asta numai din boiană, se fac mândri din sprânceană, pe sub ochi să-mi privesc, cu dorul să-mi umpelesc mai. Așa-i dorul pe pământ, măi, ca și pasărea zburând, măi. Așa-i dorul pe pământ, măi, ca și pasărea zburând, măi. E ca floarea înflorind și ca izvorul curgând, dorul-i ca o fată mare cu codița pe spinare. Așa-i dorul pe pământ, ca și floarea înflorind, dorul-i ca o fată mare cu codița pe spinare. Vara, când zăvoiul e înflorit, parcă ai alt chef de iubit. Natura, viața și pe cine ți-e drag. Ia o să-ți spună: aoleu, ce ne facem că află satul și vorbește lumea? Tu-i răspunzi: lasă, fată dragă, unii-s cu vorbitul, iar alții cu iubitul. Cine-i mai în câștig? Să mărim familia, zic. Auzi, lumea din sat, că plecai cu cine-i drag, măi, neicuța-l meu. Ca să fim noi între ai noștri, aici la Antena Satelor. Ce de dor și de drag cu invitatul meu de astăzi, cu chip angelic și cu har divin, Gabriel Lungu. Gabriel, ești alături de noi? Da. Am pus acum pe fundalul, ca o cortină muzicală, am pus-o pe colega noastră, Loredana Streche, cu o horă instrumentală, hora de la Dăbuleni. Ne cântă cu Naiul, pentru că da, suntem prieteni. De la Corabia, de pe malul Dunării. Am participat împreună la foarte multe festivaluri. Așa și ai. Avem amintiri frumoase. Așa, da. Care este sursa cântecelor tale? Vatra satului, lumea care mă înconjoară, tot ceea ce sufletul meu a văzut, a simțit, a trăit, pentru că până la urmă cred că fiecare dintre interpreți vine cu un aport pentru valoarea cântecului popular și aduce parte din sufletul său, filtrează. Sufletul nostru este un filtru. Tot ceea ce vedem noi și simțim, trecem prin filtrul nostru sufletesc și dăruim oamenilor spre a le alina sufletele. Cu siguranță, dacă un cântec este trecut prin filtrul nostru sufletesc, sunt lucruri care ne inspiră, dar trebuie să fim cu băgare de seamă atunci când creiem, dacă nu culegem un cântec și îl creiem, să păstreze filonul tradițional, să păstreze limbajul din zona pe care o reprezentăm. Trebuie să urmeze anumiți pași, anumiți parametri, cred eu. Da, foarte interesant, foarte bine punctat, Gabriel. Vorbește-ne despre, nu știu, ai întâmpinat greutăți în viața ta și cum ca ai... Ca fiecare om avem, da, ca tot om. Și momente frumoase în viață și momente de cumpănă, poate când suntem puși în situația de a alege,
un drum sau altul, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu speranță și cu încredere în noi, în ceea ce vrem să facem, cred că putem face decizii corecte în viață și putem depăși mai ușor momentele grele. Pe cine ne recomanzi acum să ascultăm? Ce spuneam ne propui? Puțin mai devreme de interpreți valoroși din zona noastră, din Olt, pe doamna Steriana Sima, aș propune-o, chiar dacă dumneai ei vine dintr-o altă vatră folclorică, din zona romanaților, tot din județul Olt este și cu siguranță ne vom bucura ascultând-o. Să ascultăm chiar acum cu Hora de la Cilieni pe Steliana Sima. Ia-uzi cum răsună ora la Olteni, măi, hai veniți în vale, jos la Cilieni, că s-au strâns în hore tineri și bătrâni, măi, încă se păstrează ora din străbuni. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați în horă ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat, ia-uzi cum răsură ora de altă dată. Ora oltenească în suflet mi-a rămas și mă-ntorc cu drag la ai mei olteni, că eu mă simt bine printre cilieni. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați în horă ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat, ia-uzi cum răsună hora de altă dată. Doina străbună, nici de-al nostru port, cântecul și jocul îi purta în inimă, și aici la noi și-n țară străină. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați în horă ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat, ia-uzi cum răsună hora de altă dată. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați în horă ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat, ia-uzi cum răsună hora de-altă dat. Pentru că pe data de 15 august, peste două zile, sărbătorim sărbătoarea Dormirii Domnului, Gabriel, voiam să te întreb despre importanța acestei mari sărbători. Cum trebuie să se pregătească oamenii creștini pentru această sărbătoare? Este una dintre sărbătorile mari din creștinism, din calendarul ortodox, Adormirea Maicii Domnului sau Sfântă Mărie Mare, cum este numită în popor. Este și această perioadă pregătitoare, de pe 1 până pe 15, perioadă de post, cu anumite dezlegări la pește și la un de lemn. Cred că, dincolo de postul acesta trupesc, este la fel de important și postul sufletesc. Să luăm aminte, să fim cu băgare de seamă, să fim mai atenți decât în perioada cealaltă de peste an, la modul nostru de a fi, la cum ne comportăm, mai ales cu cei din jurul nostru. Cu siguranță rugăciunile noastre trebuie să fie mai puternice, mai trăitoare către Maica Domnului, care este mijlocitoare, așa cum ne învață biserica, este mijlocitoare către Bunul Dumnezeu și cu siguranță Maica Domnului ne iubește și eu o iubesc foarte mult pe Maicuța Domnului și atunci când îi văd icoana, nu pot decât să am bucurie în suflet și mă cuprinde așa o liniște interioară. Oricine dă de caz o
o roagă, se roagă la Maica Domnului și, bineînțeles, da, Maica Domnului este grabnică ajutătoare. Pentru că vorbim de Maica Domnului, știu că tu ai pregătit o priceaznă și ne-ai dăruit-o în prima audiție. Da, chiar este în prima audiție. Aseară am postat-o pe internet și pentru prietenii noștri de pe Facebook. Și iată astăzi și la tine în emisiune și îți mulțumesc din suflet această cale. Cu mare drag oferim prietenilor noștri și prietenilor de pe Facebook această priceaznă cu Gabriel Lungu, Maica Domnului. Preasfântă născătoare a Domnului Hristos, cu multă bucurie noi te slăvim frumos. Cu multă bucurie noi te slăvim frumos. Tu ești o rază sfântă, ești un mărgăritar. Tu ești o floare scumpă, tu ești un mare dar. Tu ești o floare scumpă, tu ești un mare dar. Ești mult mai cinstită decât heruvimii și ești mult mai slăvită decât serafimii și ești mult mai slăvită decât serafimii. Ca zorii așa te-ai arătat și pe stăpânul vieții în brațe l-ai purtat. Și pe stăpânul vieții în brațe l-ai purtat. Ca soarele, ca stelele cerești, întocmai și tu, Maică, așa curată ești. Întocmai și tu, Maică, așa curată ești. Biserica sfințită și rai dumnezeiesc, preasfântă născătoare a mirelui ceresc. Preasfântă născătoare a mirelui ceresc. Duruga noastră în la Fiul tău iubit și spune-i, Maică Sfântă, că noi mult am greșit. Și spune-i, Maică Sfântă, că noi mult am greșit. Dar roagă-L să ne așa cum a iertat pe atâția păcătoși în lume cât a stat. Pe atâția păcătoși în lume cât a stat. Preasfântă născătoare a Domnului Hristos, cu multă bucurie noi te slăvim frumos, cu multă
Un cântec emoționant, iată, ni l-a oferit Gabriel Lungu pentru Maica Sfântă și Îndurătoare, cea care veghează mereu asupra oamenilor, împărtășindu-le suferințele și necazurile. Să știi, Gabriel, că foarte mulți prieteni au fost sensibilizați de această piesă și chiar și pe mine, pentru că mi-au dat lacrimile. Te felicităm pentru acest proiect și slavă Domnului pentru darurile pe care mi le dă și iată ce e mai frumos decât să poți dărui la rândul tău ceea ce primești, Narcisa. Se spune că cine cântă se roagă de două ori, așa da, este? Așa este, da, așa este. Pentru că trebuie să transmiți însemnătatea textului prin melodie, prin interpretare. Deci te rogi odată rostind textul ca și o rugăciune și te mai rogi odată prin cântec pentru că ajungi acolo la sufletul omului și reușești să-i aduci atea partea interioară, lăuntrica. Felicitări încă o dată, iată, prietenii noștri de pe Facebook ne-au trimis gânduri. Maria Hrib, felicitări pentru emisiunile pe care le difuzați. Viorel Ciobotaru, bună ziua, faceți o treabă minunată. Ancuța minunaților, Ancuța Sale, vă ascult de când mă trezesc și până adorm cu voi, treaba merge strună. Raiul este orașul meu comănești, spune dumneiei. Fiecare cu zona lui, este satul soțului meu, salut toți dohenii. Silvia Liță, Maria Mazilu, Doina Samoilă, felicitări, mulțumim pentru că îl difuzați pe dragul nostru Gabriel Lungu. Eu propun să-l ascultăm și pe Nea Costică, cum îi spunem noi, pe interpretul mult iubit de ascultători, Constantin Enceanu, pentru că ziceai la începutul emisiunii că este tot din județul Olt. Și îl ascultăm cu o piesă frumoasă, Anii care i-am acum, ține-i, Doamne, cât Doamne, e lume. Cât e lumea. Așa e. M-am gândit, m-am socotit, Doamne, să nu-ți cer prea mult. M-am gândit, m-am socotit, Doamne, să nu-ți cer prea mult. Nu-ți cer ani din tinerețe, dar nu-ți cer nici bătrânețe, dar nu-ți cer nici bătrânețe. Vreau ani de iam acum, ține-i, Doamne, cât e lumea, ține-i, Doamne, cât e lumea. Azi am lumea la picioare, că sunt om cu suflet mare. Azi am lumea la picioare, că sunt om cu suflet mare. Acum sunt la minte cot, mă gândesc și mă socot, mă gândesc și mă socot. Știu să aleg, lume, din tine, ce e rău și ce e bine, ce e rău și ce e bine. Doamne, Tu să-mi dai putere să trăiesc cât am plăcere. Doamne, Tu să-mi dai putere să trăiesc cât am plăcere. Acum viața-mi râde-n față și dragostea-mi stă pe brață, și dragostea-mi stă pe brață. Ține-mi, Doamne, cât e lumea, anii care i-am acum, anii care i-am acum.
acum viața-mi râde-n față și dragostea-mi stă pe brață, și dragostea-mi stă pe brață. Ținem, Doamne, cât e lumea, anii care i-am acum, anii care i-am acum. Am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Gabriel, îți mulțumim tare mult pentru că ai fost alături de noi. Timpul s-a scurs mult prea repede. Da, timpul e cel mai mare dușman al nostru. Îți mulțumesc din suflet pentru invitație și îi salut pe dragii tăi care ne-au fost alături. Și spre finalul emisiunii ascultăm o piesă frumoasă cu tine, Am o mândruliță dulce. Dulce, dulce, da. Le urăm vă pup cu drag. Numai bine prietenilor ascultători și ție, Gabriel, succes cu tot ceea ce ți-ai propus. Toate cele bune, toate gândurile bune. Am o mândruliță dulce, de la ea nu m-aș mai duce. Am o mândruliță dulce, de la ea nu m-aș mai duce. Ochii două albăstrele, sprâncenele rândunele, gura roa din Vâlcea, frumoasă-i mândruța mea, mă. Mândruța lăcrămioară, ce florește-n primăvară. E mândruța lăcrămioară, ce florește-n primăvară. E mândra mărgăritar, măi, cum dă roa-n floare iar. Cum mă vede cozăresc, obrăjorii se roșesc, măi. Lasă-mă, mândruța mea, măi, să te duc la casa mea, să te zădesc în grădină, să te pun cu rădăcină, când se varsă zorile, să-ți desfaci cu florile, eu să vin în grădiniță, să-ți dau apă din gulbiță. Eu să vin în grădiniță, să-ți dau apă din guriță, că ești mândră ca o floare, ai în lumea asemănare.